Transmitim în direct de aici, de la București, la Forumul Românilor de Pretutindeni. Iată aici, avem prezență pe jurnalistul Gheorghe Șova. Bună ziua, domnule Șova! Și aici să ne întâlnim la București. Domnul Reniță, bună ziua! Domnul Anton, bună ziua! Iată aici undeva este deputatul Constantin Codreanu, alături consilierului domnul Vlad Cumbrin. Avem aici o aspeță din Republica Moldova. Este vorba de Gheorghe Coșovanu. Undeva mai departe este ex-deputatul Radio Ucraina și anume Ion Popescu. Iată el din Cernăuț, o cântare care îi va refăși și lui sufletul, nu numai nouă, românilor, de pe ambele maluri care o atmosferă solemnă, atmosferă de dragoste de țară și suntem și transmitem live de aici, de la București, de la Forumul Românilor de Pretutindeni. Eu sunt Gheorghe Bobeică, vicepreședintele Asociației Neodace din Strasburg. Sunt aici împreună cu președinta Asociației Neodace din Strasburg, doamna Svetlana Palavi. Culegem emoții de dragoste de țară, emoții pozitive, de adevărați patrioți. Peste 120 de invitații, sunt și din Australia, Canada, America, sunt de Rusia. Ne pare foarte bine că anume într-o această sală, din centrul Bucureștiului, s-a adunat adevărata suflare românească, adevărații reprezentanți a diasporii românești. Bună ziua, sunteți mulțumiți că ați venit aici la București? Nu că mulțumiți, dar suntem fericiți că am ajuns acasă, măcar în așa mod. Ce să vorbesc? Sunteți mulțumit ce dispoziție aveți? Am dispoziție extraordinară, sunt foarte mulțumit. A pierit și țara noastră. Câteva cuvinte, domnul Șova, câteva cuvinte. Adresați la compatriotul român de Pretutindeni. Da, sunt onorat că particip la acest forum. Nu m-am așteptat la toate așa ospitalitate să fim primiți acasă, ca acasă. Domnul Reniță, câteva cuvinte adresate tuturor român de Pretutindeni. Le dorim ca să fie o singură ființă națională, să fie un singur gând și acest gând să se numească România. Mulțumesc, dumneavoastră, domnul Anton, cine adresați românilor tuturor care au venit de Pretutindeni? Vreau să le spun românilor de Pretutindeni că omul are o singură patrie, în cazul de față este vorba de România. Restul sunt țări, indiferent unde locuiesc, nu sunt patriile lor, sunt țările în care locuiesc. Și să nu uite de România. Domnule Cubrecov, câteva cuvinte compatrioților noștri din Basarabia, adresați-vă rog. Păi, le urăm să fie sănătoși întâi de toate și să nu uite că sunt români. Pentru că principala problemă pe care o are comunitatea noastră majoritară din Basarabia este cea identitară, din păcate, în continuare. Asta și din cauza faptului că elitele nu și-au asumat această identitate întotdeauna și nu au promovat-o așa cum trebuie, la nivelul sistemului de învățământ și societatea de pe ansamblu. De aceea le urez tuturor să nu uite că sunt români, să sunt românești și să se comporte ca atare. Vă mulțumesc mult, domnule Vlad Cubrecov! Gânduri bune și Doamne ajută! Mulțumesc! Yeah.
că vedeți atmosferă de sărbătoare aici la București. Eu sunt Gheorghe Bobeche, jurnalist independent acreditat la Consiliul Europei, vicepreședintele Asociației Neodace în Strasburg. Încerc într-un fel să vă informez ce se întâmplă aici în această minunată sală în centrul Bucureștiului de la Forumul Românilor Pretutindeni. Vreau să spun că Guvernul României, Parlamentul României a făcut tot posibilul ca acest forum să se desfășoare într-o organizare extraordinară de bună. Invitați-vă și dumneavoastră, sunt mulți invitați. Sunt peste 120 de invitați în această sală. Toți sunt reprezentanți ai comunităților românești din afara României. Ceva mai înainte am auzit discursul doamnei prim-ministru, doamna Dăncilă, care mi-a dat asigurări că ne va ajuta guvernul pe noi cei duci acasă, ca să ne întoarcem acasă. Vă mulțumesc mult, doamna prim-ministru, și vă rog să nu uitați că promisiunile trebuie să fie ținute. Hai să vedem ce se va întâmpla. Atmosfera solemnă, un mic concert la sfârșitul primei cărți acestei reuniuni de dimineață a Forumului Românilor de Pretutindeni. Domnule Codreanu, adresați câteva cuvinte compatrioților noștri basarabeni. Iată, sunteți deputatul nostru, reprezentantul Basarabiei în Parlamentul României. Și al Basarabiei, nu doar al Basarabiei. Da, deși bine ar fi să existe doar al Basarabiei, pentru că e un proiect al meu, susținut și de Consiliul Mondial Român, îl avem aici pe domnul Mircea Popescu. Bună ziua, domnul Popescu! Republica Moldova să fie circumscripție separată și să avem din Republica Moldova doi deputați și un senator în Parlamentul României, așa ar fi firesc, ținând cont de numărul tot mai mare al cetățenilor români de acolo. Când credeți că va fi produsă unirea, domnule Constantin Codreanu? Reunirea este un proces iminent și depinde de foarte multe circunstanțe. Acea clipă siderală despre care vorbesc anumiți analiști, care s-a produs în 1918, un an înainte nimeni nu credea în reunire, ba mai mult decât atât, unii dintre favoritorii reunirii nici măcar nu erau unioniști, dacă vorbim aici despre Ion Iguleț, președintele Sfatului Țării. De aceea, noi trebuie să muncim zi de zi pentru reunire și să nu așteptăm să se producă, ci să o producem noi, prin faptele concrete pe care le facem zi de zi. Mulțumesc mult, domnule Codreanu. Domnul Popescu, iată, ce emoții trăiți dumneavoastră ca un vechi patriot care ați luptat și luptați mereu pentru unirea celor două maluri ale Prutului? Asta este un deziderat național, nu este numai al meu, este al tuturor românilor și, mă rog, Consiliul Mondial Român este înregistrat în Statele Unite, dar are filiale în mai multe țări din lume, în România, în Basarabia chiar, și împreună vrem să facem ca acest deziderat național să devină până la urmă înfăptuit. Și sigur că avem foarte mulți prieteni în Basarabia, atât printre membrii partidelor unioniste, care din păcate nu-și dau mâna, asta este o realitate, printre organizațiile unioniste de acolo, și împreună cu ele încercăm acum să facem o reunificare a acestor forțe pentru ca electoratul din Basarabia să găsească până la urmă o forță unionistă în Parlamentul de la Moldova, de la Chișinău. Domnule Popescu, știu că o cunoașteți foarte bine pe doamna Vitalia Pavlicencu, președinta Partidului Național Liberal din Republica Moldova. Am o întrebare personală care vreau să vă adresez. Până când Partidul Național Liberal de România va, într-un fel, nu va fi alături de Partidul Național Liberal de Republica Moldova, îl va recunoaște și va fi un partid unic românesc? Sigur, pe Vitalia Pavlicencu o cunosc din anul 2004 chiar,
chiar mai devreme, cred că din 2003, când Consiliul Mondial Român a venit în contact cu ea pentru prima dată, am încercat să colaborăm în multe acțiuni, chiar în Consiliul Unirii, care s-a creat la Chișinău, de fapt, cu forțe și din Basarabia, și din România, și din toată lumea. În ceea ce privește implicarea Partidului Național Liberal din România în activitatea Partidului Național Liberal din Basarabia, asta cred că este o întrebare pe care trebuie să le opuneți celor de la Partidul Național Liberal din România. Vedeți ce se întâmplă, fiindcă astăzi Partidul Național Liberal din România are relații mai bune și chiar foarte bune cu blocul electoral acum din Republica Moldova. Și evită tot timpul să o colaborare strânsă cu PNL Republica Moldova. Chiar președintele PNL România, când a fost în vizită și chiar de câteva ori și ultima vreme, evită într-un fel întâlnirea cu președinta Partidului Național Liberal Vitale Pavlicheu. De ce oare? Vedeți, făcând parte din societatea civilă ca președinte al Consiliului Mondial Român, pot să-mi permit să spun puțin cel mai mult decât spun politicienii. Respectiv faptul că aici este vorba de o luptă ideologică. Este vorba de lupta dintre, așa zisul, progresism, care este îmbrățișat de Partidul Național Liberal din România, și progresismul pe care îl îmbrățișează și partidul, mă rog, și grupul acum al Maiei Sandu. Deci de aceea probabil că relațiile dintre Partidul Național Liberal din România și blocul acum sunt mai strânse. Vitalia Pavlicenko vine cu niște idei mai naționale, mai legate de procesul unionist, și acest lucru, unionismul, este puțin abordat de partidele din România, implicit de autoritățile și de aici și de acolo. Vă mulțumesc mult, domnule Cu plăcere. Și vă doresc sănătate și unire moldoveni, unire români. Mai ales că și eu sunt la bază basarabean prin mamă. Da, mulțumesc. Domnule Ion Popescu, vă cunoaștem de la Strasburg. Ne cunoaștem și cu domnul Mircea. Da, da, sigur. Da. Iată câteva cuvinte. Ce emoții trăiți astăzi aici la Forumul Românilor de Pretutindeni? Noi întotdeauna avem emoții din două puncte de vedere, pentru că noi suntem... Avem două valori egale. Prima valoare este originea etnică și a doua cetățenia. De exemplu, eu, în același timp, sunt și român și cetățean al Ucrainei. Ex-deputat al Radio Ucrainei. Da, am fost delegat și președinte al delegației Ucrainei la adunarea parlamentară, da, a Consiliului Rup. Am fost de 5 ori deputat în Parlamentul Ucrainei. Decorat cu medale de onoare a Consiliului Rup. Am realizat împreună zeci și zeci de interviuri. La Consiliul Europei. Da, de 5 ori am fost deputat în Parlamentul Ucrainei. Sunt unul dintre coautorii Constituției Ucrainei. Am fost de 8 ori șeful delegației Ucrainei, adică 8 ani, șeful delegației la Consiliul Europei. De 3 ori am fost vicepreședinte al Uniunii Parlamentare. Am fost raportorul principal la Consiliul Europei în problemele colaborării transfrontaliere. Și sunt și președintele Uniunii Interregionale, Comitatul Românesc din Ucraina. Sunt mai multe organizații, dar sunt președintele unei organizații. Când am venit aici, discutăm mai multe probleme. Una dintre ele este problema cum să aducem mai aproape românii, inclusiv prin întoarcerea acasă în România, dar și pentru românii care sunt la ei acasă, dar în afara granițelor, cum ar fi noi cei care suntem autohtoni în Ucraina, în Republica Moldova, în Serbia și în alte părți, cum să ne putem integra cultural, economic și politic. Politic pentru noi, românii din Ucraina, este integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Este un lucru tare greu și tare dificil, dar pentru momentul care va fi peste câțiva zeci de ani, e nevoie să fim cel puțin cât suntem acum. Avem de luptat pentru menținerea școlilor în limba maternă, avem de luptat pentru reprezentanța politică, avem de luptat pentru deschiderea punctelor internaționale de frontiere, avem nevoie de ajutorarea în niște proiecte de infrastructură, avem nevoie de ajutorarea prin fonduri europene și fonduri de România pentru oamenii de afaceri ai noștri. Pentru că dacă vom câștiga singuri banii,
vom avea fonduri pentru a finanța programe culturale. Și acum, când s-au început și reformele administrative, vom încerca ca să-i menținem pe românii noștri care locuiesc compact în unele și aceleași unități administrative, ca să nu ne asimilăm. Domnule Popescu, în 10 interviuri realizate împreună la Strasbourg, la Adunarea Parlamentară a Europei, când dumneavoastră era chiar și președintele delegației Radei Ucrainești acolo, evitam să vă pun o întrebare, dar știind astăzi că nu mai sunteți deputat, sunteți ex-deputat, deci ați rămas numai un adevărat român, nu mai reprezentați, să zicem, puterea politică de la Kiev. Totuși, revin la întrebarea aceea care de multe ori am vrut să vă pun. Când Bucovina va reveni la patria mamă? Întrebarea, cred că, vă spun concret, extraordinar de important. În condițiile actuale, Bucovina va putea reveni împreună cu Ucraina în Uniunea Europeană, când vor fi ridicate frontierele, așa ca și Republica Moldova. Republica Moldova va veni cu România când va fi ridicate frontierele, adică când Republica Moldova va fi Uniunea Europeană. Vă mulțumesc mult pentru acest interviu, domnule Popescu. O zi bună! Am fost eu, jurnalistul Gheorghe Bubeică. Revin și după masă cu câteva relatări. Hai fi de aici, vă mulțumesc mult pentru atenție, vă doresc tuturor români de pretutindeni multă sănătate, fericire, să fiți bucuroși că sunteți originari unei așa țări frumoase cum ar fi România. Sus România! Crească România! La revedere! Pe curând!